Pentru a avea un sistem de achiziții publici performant, în primul rând trebuie să depășim tot cercul unde sunt vicii enorme, unde există interese economice și în foarte multe cazuri ele prevalează și aduc niște schimbări dăunătoare în ceea ce privește utilizarea banilor publici. Trebuie de asigurat un acces tuturor operatorilor economici care sunt interesați de acest proces, că de altfel o să avem probleme foarte mari legate de concurență.